Sau vreți? Da, 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 da. Ciao, ciao. Pe parcursul taberei, copiii au fost introduși în artele acestea de a face icoane pe lemn, pe sticlă, de a face obiecte din lut, asta în timpul atelierelor. Iar în timpul după meselor am făcut diverse activități, ca și vânătoare de comori, jocuri de pe echipe, meciuri de fotbal, de relaxare. Câți copii sunt în tabără? În tabără au fost 82 de copii, 2 au plecat acasă, deci 80, un număr mare cu care am lucrat foarte bine, totuși au mers foarte bine. De unde sunt copiii și cum au venit la o asemenea tabără? Copiii sunt de peste tot, avem și de la Constanța, de la Iași avem o fată, cei mai mulți sunt din zonă, de la Reșița, de la Timișoara, de la Anina și mi se pare că s-au integrat foarte bine cu alții, s-a coagulat grupul. Unde au venit toții la o astfel de tabără? Au existat anumite criterii? Au existat anumite criterii. Pe de o parte, copiii talentați au venit ca să poată evolua și mai mult, iar cei care voiau să experimenteze ceva nou au venit ca să vadă cum se fac aceste meșteșuguri, să zicem așa. Cine a organizat tabăra este una națională, organizată de Direcția de Sport și Tineret județului Caraș-Severin și de cei care se ocupă, domnul Firicel, domnul Cătălin Hogea, doamna Dana Lupșan. Ok, mulțumim. Cu plăcere. Da, numele. Andrei Radu numele, 19 ani. Reprezint. Sunt trainer de activități distractive în tabără. Acum aici, în tabăra de la Rusă. Suntem să, în primul rând, e o mare terapie ce se întâmplă aici. Pentru mine, cel puțin, este ca și o terapie. Și după care să împărtășim copiilor, să învățăm pe copii
tot ce am învățat noi până acum și ce știm noi până acum. Și sperăm să ducă mai departe toate învățăturile din această tabără. Care a fost activitatea de bază a dumneavoastră aici în tabără? Ce i-ați învățat mai aici? Măști tradiționale venețiene. După cum v-am spus, am învățat la Buzău acum câțiva ani, într-un atelier a unui venețian. Și am furat de acolo meserie. Le-am lucrat în stilul de acum 300-400 de ani. Mai nou ați văzut că toate măștile sunt turnate în matrițe, cu diferite materiale. Noi am mers pe hârtie presată, pe parmașe, pe matrițe de ipsos, care înainte le-am modelat în lut, le-am turnat, le-am făcut, le-am lăcuit, le-am nu știu ce. Și presate cu hârtie umedă, cu aracet, după care au fost șlefuite, au fost date cu var, după care am trecut la decor, l-a făcut stuc, l-a pus foiță, l-a pus culori, l-a pus pasmaterie, l-a pus macrame și într-un final rezultatul vedeți. Cum au răspuns copiii unei asemenea activități? La început au început să spună că e greu, că s-au cam gândit dacă să se bage pe atelierul de măști sau nu. Dar după ce au și văzut, Dana a adus câteva măști gata făcute de la mansarda, după ce au văzut rezultatul, s-au băgat și au zis că trebuie să încerc. Și am avut copii foarte curioși și foarte muncitori. Ba mai mult au fost fete care la un moment dat nu mai făceam față, că sunt multe etape care eu ar trebui să le fac, pentru că e vorba de dat cu lac, e dat de învechit cu bitum, de lucrat cu diluant. S-au băgat fetele, au fost curajoase și au vrut să învețe și chiar mi-au fost de mare ajutor că aseară pe la, cred că era 2:00, am încheiat atelierul de seară, că astăzi am mai avut de terminat o mască. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Ecaterina Tudor, sunt din Reșița și sunt referent pe arte plastice, meșteș, meșteșuguri la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin. Și în această tabără sunt și reprezentantul instituției care este colaborator cu Direcția de Sport și Tineret Caraș-Severin în acest proiect, dar și ca artist plastic, să spun. Mulțumesc și eu! Cuvinte despre ce faceți aici în tabără? Da, bună ziua! Noi lucrăm ceramică, suntem la atelierul de ceramică în primul an. Am reușit în final să facem câte ceva, copiii au fost foarte interesați, am fost surprinsă, chiar m-au surprins. Erau prea mulți, la un moment dat de nu știam, nu puteam să fac față. Și nu, s-a descurcat până la urmă, e așa, mai cu greu, mai încet, că e o meserie totuși grea. E mai complicată, trebuie mult exercițiu, dar am mers până la urmă. Exact ce faci? Deci, întâi am făcut lutul pe oală, doamne, de pe roată, scuze, așa, au pe roată și după aceea le-am ars și acum le vopsesc, le ornează. Au făcut cănuțe, diferite obiecte, mai micuțe, că sunt și ei cam mici, au fost cam mici și na. Sper să iasă ceva frumos. Eu mai trag speranțe să iasă ceva. Oricum de azi și astea au fost bine arse, deci am reușit. Și am reușit și lucruri frumoase să facem. Chiar sunt mulțumită până la urmă. O să vă rog să ne spuneți numele. Da, Moza Maria Elisabeta. Sunt din Reșița. Și lucrez mai de mult, dar am făcut o mică pauză cu olăritul. Am avut nepoțelele și acum am reluat activitatea. Cred că sunteți olarul rămas în județul Caraș-Severin. Da. De aceea e foarte important. Da, și copiii sunt atât de interesați. Chiar le place, vă spun. Sunt chiar. Vă spun, erau grămadă. Mulțumim frumos. Aveți în casă geamă? Să fac și bia. 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 Aici pictez o cană pe care am olărit-o împreună cu doamna profesoară. Și eu și pe fund am pictat. Îți place ce faci? Îmi place foarte mult. Și ce faci acum? Faci? Și apoi m-am hotărât să pictez cu altă culoare toarta și cu altă culoare pe exterior. Doamna,
ce fac ele? Mulțumesc. Și mulțumesc. Eu sunt din Reșița. Să iei în mânuță, să vadă ce faci? Ce faci tu aici? Pictez o vază și am pictat-o în culoarea roz și acum vreau să-i fac niște modele. Da, foarte mult. De unde ești? Din Orșova. Această tabără te-ai ocupat doar de... Nu, am făcut 4 vaze, dintre care 2 mi s-au spart și am mai pictat și pe sticlă și am mai făcut măști. Hai, hai un băiețel să luăm. Vrei și tu să spui 2 vorbe? Hai. Și eu. Stai că mama a tu ce faci aici? Eu pictez acest bol. L-am pictat cu culoarea roz și apoi vreau să-i fac și niște modele. Și am mai pictat și măști venețiene, pe care le-am terminat ieri. Am încercat și la pictură pe lemn și pictură pe sticlă, doar că nu le-am terminat. Mulțumim. Tu de unde ești? Tot din Reșița. Băiețelul, stai acolo, stai acolo. Bună ziua. Tu ce faci aici? Pictez în vas. Și îți place ce faci? Da, îmi place olăritul. O să te ocupi și mai departe de ce faci? Da, în viitorul apropiat, să sperăm. Și la bolul ăsta ce te-ai gândit? M-am gândit să pictez totul cu galben și să fac niște dungi verzi. Și... din Reșița. Ce faci tu aici? Pictez. Ce pictezi? Icoane pe lemn. Te-ai ocupat de mai de mult? Da, încă din prima zi. Da? Mm. Da, doar aici în tabără? Sau... da. Și așa de repede ai învățat? Da. Ce ai învățat? Spune-ne așa, povestește-ne cum a început. Păi prima oară a început, am făcut fundalul, marginile și după aceea mai, ce a fost în interior. Îți place? Da. O să pictez în continuare? Icoane. Da. Ce o să povestești când o să ajungi acasă despre tabără? Că a fost foarte frumos și am pictat foarte multe și m-am distrat. Mulțumim frumos! De unde ești? De la Târnova. Ce ați făcut în acest moment? Am muncit. Am, ca de obicei, cum facem aici la Râul Alb de ani buni, am făcut 4 ateliere anul acesta, după cum ați și observat, în afară de icoane pe lemn, sticlă și măști, am mai avut și olărit. Eu m-am ocupat de icoanele pe lemn. Am avut copii talentați, am avut copii care au intrat în contact pentru prima oară în viața lor cu asemenea îndeletnicire, dar s-au descurcat. I-am învățat pe toți tehnicile, unii au fost mai receptivi și chiar și-au însușit destul de repede niște criterii. Și ce să spun, sperăm să meargă în continuare această tradiție. Astăzi, la ora 16, va fi vernisajul expoziției cu toate produsele, toate operele de artă. Și pe această cale i-am putea invita pe toți cei care sunt în apropiere sau să sunt bineveniți să vadă și să se bucure alături de noi de reușitele din această tabără. De la 16 începe. Da, eu sunt Adrian Garoiu de la profesor la Liceul de Arte din Sabin Păuța din Reșița și de 3 ani coordonator aici în tabăra de la Râul Alb. Doamne ajută, cuvinte.
bine, Cătăline, și o zi faină să mergi. Cu mare drag. O zi faină. Ceau, ceau. Deci, e provat de zi aici, dar e mai așa simplu. S-a legat de chestia asta și... Mm-hmm.